ziua. Guvernul construiește, dar și ei încearcă să aibă grijă cât de mult posibil de acele categorii sociale care au nevoie de ajutorul nostru. Astăzi vom vorbi și vom adopta decizii despre persoanele în ietate. Din 21 încoace, adică din 2021 încoace, am crescut pensia minimă cu 143%, de la 1143 de lei la 2778 de lei. Aparent, parcă este de două ori și jumătate aproape mai mult, dar noi știm că trebuie să depunem efort și mai mare ca să ajutăm cei în ietate. Pensia medie, tot așa, a crescut parcă aproape de două ori, de la 2067 de lei la 3926 de lei, dar iarăși înțelegem că trebuie să muncim și mai mult ca să depunem efort. Acum avem o categorie specială de pensionari, în mod special care au muncit mult, peste 40 de ani, dar pensiile totuși sunt mici și atunci, astăzi vom avea o decizie care va privi pe aproximativ 30.000 de persoane și cărora le vom oferi, ca și anul trecut, o indemnizație unică de 2.300 de lei. Am să-l rog pe ministru Buzu, după ședință, să comunice în toate detaliile decizii pe care o vom aproba astăzi. Acum, dacă colegii avem ceva pentru agenda. Da, doamna ministru. Rog includerea unui proiect suplimentar în ordine de zi privind redistribuirea și repartizarea unor alocații aprobate în legea bugetului de stat pentru anul 2024. Rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt. Pentru resursele umane, o să începem cu domnul ministru Nosadă, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, în temeiul articolului 7, litera N din legea numărul 136-2017, cu privire la Guvern, se propune înaintarea președintelui Republicii Moldova, propunerea privind numirea domnului Vitalie Micov în funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, comandant Armatei Naționale. Domnul Micov are cunoștințele și experiența necesară pentru a planifica și a implementa reformele necesare în Armata Națională, pentru asigurarea și transformarea instituției de apărare într-o asigurare a păcii și promovarea valorilor democratice în țară. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Buz, vă rog. Stimați colegi, în temeiilor prevederilor legale, propun numirea doamnei Veronica Rusu în funcția de directoare a Agenției Teritoriale de Asistență Socială Centru, începând cu data de 10 octombrie, numirea doamnei Marina Croitoru în funcția de directoare a Agenției Teritoriale de Asistență Socială Centru Vest, tot din data de 10 octombrie, numirea doamnei Alina Apostolachi în funcția de directoare a Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord, din 10 octombrie, numirea doamnei Aliona Perecheatco în funcția de directoare a Agenției Teritoriale de Asistență Nord-Est, din data de 10 octombrie, numirea doamnei Lucia Dioneac în funcția de directoare a Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord-Nord-Vest, numirea doamnei Emilia Ciobanu în funcția de directoare a Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord-Vest, numirea doamnei Oxana Radu în funcția de directoare a Agenției Teritoriale de Asistență Socială Sud și numirea doamnei Victoria Gandrabur în funcția de directoare a Agenției Teritoriale de Asistență Socială Sud-Est, numirea doamnei Tamara Călugăru în funcția de directoare a Agenției Teritoriale de Asistență Sud-Vest, începând cu data de 10 octombrie. Toate aceste colegi ne vor ajuta să implementăm următoarele etape a reformei Restart, să ne asigurăm că oferim un acces mai larg, o calitate mai bună a serviciilor sociale, o intervenție mai promptă și adecvată, mai aproape din necesitățile celor mai vulnerabili din Republica Moldova. Vă mulțumesc mult! Rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Velișco, vă rog să continuați.
Stimați membri ai Guvernului, în temeiul articolului 7 din legea 136 din 2017 cu privire la Guvern, articolului 8 aliniatul 5 litera și articolului 45 din legea 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, se propune numirea domnului Vadim Smântână în funcția de director adjunct al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor de Activități de Tineret din data de 10 octombrie 2024. Menționăm că domnul Smântână Vadim deține funcția de director adjunct al agenției nominalizate din 4 octombrie 2023. Pe parcursul activității a demonstrat un nivel înalt de profesionalism, dedicație și integritate profesională, iar ultimele două evaluări a performanțelor profesionale semestriale au obținut calificativul foarte bine. Rog susținerea acesteia. Să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Calinge, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, în temeiul legii se propune încetarea raporturilor de serviciu a domnului Andrei Popa în funcția de director general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din data de 9 octombrie 2024 în baza cererii de demisie. Rog să susținem ambele decizii, vă rog. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Velișco. Stimați membri ai Cabinetului de Ministri, până la desemnarea directorului Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activități de Tineret, atribuțiile acestuia vor fi exercitate de domnul Vadim Smântână, director adjunct al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret, din data de 10 octombrie 2024. Rog susținerea acestui. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Ok, mergem pe agenda și tot doamna Velișco, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Cabinetului de Ministri, propun atenție proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei de finanțare în bază de cost standard per copil al instituțiilor publice de învățământ preșcolar și pilotarea acesteia în anul 2025. Ministerul Educației și Cercetării propune ca începând cu anul 2025 în grădinițele din 4 raioane din țară și să fie pilotată o nouă formulă de finanțare a instituțiilor de educație timpurie și este vorba de raioanele Aneni Noi, Cahul, Florești și Nisporeni, în total 164 de grădinițe pentru copiii cu vârstele între 2 și 6 ani. Analiza amplă a finanțării grădinițelor a relevat că există diferențe mari în cheltuielile per copil între grădinițe, ceea ce reflectă inegalități în distribuția resurselor financiare. Totodată, mai multe instituții sunt subfinanțate în comparație cu necesarul real, bazat pe numărul de copii încadrați și nevoile specifice ale acestora, iar numărul de locuri disponibile și gradul de încadrare a copiilor variază considerabil între diferite regiuni și localități. Aceste discrepanțe în cheltuielile per copil între regiunile urbane și cele rurale sunt un indicator al inegalităților structurale din sistemul de finanțare a grădinițelor din țara noastră și reflectă și modul în care resursele sunt alocate de cele mai multe ori în baza finanțării istorice. Pentru a soluționa aceste probleme, Ministerul propune spre aprobare o nouă metodologie de finanțare pentru a asigura că alocările reflectă mai precis nevoile reale ale fiecărei grădinițe, ajustând pentru factori care influențează costurile operaționale și nevoile educaționale, precum și prezența copiilor cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități, sau prezența copiilor vorbitori de altă limbă decât cea română. Metodologia propune includerea unor mecanisme de ajustare în formula de finanțare și sporirea transparenței și monitorizării cheltuielilor pentru a asigura o utilizare eficientă a fondurilor, și anume, standardele de cost per copil pentru instituțiile de învățământ preșcolar, bazate pe 3 piloni, cheltuielile pentru salarizarea personalului, cheltuielile pentru întreținerea infrastructurii instituției și cheltuielile pentru alimentarea copiilor, materiale educaționale și alte achiziții necesare pentru activități educaționale de îngrijire. Metodologia mai propune implementarea graduală a formulei pentru atenuarea impactului asupra grădinițelor suprafinanțate prin fondul de echilibrare și crearea unui fond de intervenție la nivelul autorității centrale, care va fi gestionat de Ministerul Educației și Cercetării. Menționăm că implementarea noii formule de finanțare pentru instituțiile de învățământ preșcolar va fi monitorizată și sprijinită metodologic de minister, care va asigura ca bugetele să fie stabilite și utilizate conform noilor standarde de cost per copil. În contextul celor expuse, solicit aprobarea proiectului de hotărâre de guvern. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Rog să continuă domnul secretar de stat Șarban.
Bună ziua! Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cerințelor privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de plante furajere, sfeclă furajeră și sfeclă de zahăr. Este un proiect care ține nemijlocit de armonizarea legislației, aduce în concordanță cu unele cerințe de calitate a semințelor cu directivele europene. Principalele prevederi ale proiectului includ stabilirea criteriilor de calitate, precum și a standardelor de control și inspecție a acestor semințe, aprobarea cerințelor privind etichetarea corectă, în așa fel încât să fie clar despre ce specie, de ce soi este vorba, care este categoria de calitate, este sau nu este tratat, care este substanța activă și multe alte informații necesare ca să fie pe ambalaje. Instituirea unui sistem eficient de control și supraveghere a pieței, atât pe piața internă, cât și pentru cele care merg spre export, delimitarea rolurilor între instituțiile statului care nemijlocit efectuează controlul de certificare și controlul de plasare pe piață. Astfel, implementarea prevederilor suscitate vor preveni introducerea și comercializarea semințelor care nu corespund standardelor de calitate și, prin urmare, vor facilita accesul pe piață a semințelor de calitate, atât pe piața internă, cât și ceea ce vom merge la export, deoarece ne propunem foarte mult ca să ridicăm nivelul de producere, să dezvoltăm acest sector de producere a semințelor și să aprovizionăm piața internă și exportul acestor produse. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului respectiv. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul secretar de stat, rog să continuați. În același ritm de armonizare a legislației europene legislației naționale la cea europeană, deci venim cu un alt proiect de modificare a unei hotărâri de guvern numărul 1406 din 2008, care aprobă norma privind etichetarea cărnii de bovine și a produselor din carne de bovină. Modificările operate urmăresc ajustarea la prevederile legislației europene privind introducerea pe eticheta informației despre originea animalului și executarea cerințelor de plasare pe raft a produsului. Implementarea proiectului va permite plasarea pe piața cărnii de bovine și a produselor din carne, calitative și inofensive, aplicarea cerințelor europene în domeniul etichetării cărnii de bovine, crearea condițiilor egale de activitate pentru toți operatorii lanțului alimentar, dar și garantarea unui nivel înalt de protecție a consumatorului. Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli suplimentare. În acest sens, rugăm susținerea acestui proiect. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Rog să continuați. Urmarea adoptării codului funciar, deci în varianta nouă care a fost, noi venim cu un pachet de documente care asigură implementarea acestor prevederi. Unul dintre ele ar fi aprobarea cadastrului funciar, ceea ce noi am considerat că este foarte bine ca să-l trecem la nivel de sistem informațional, să fie electronic, fiind în secolul 21, că până acum aveam tomuri întregi în fiecare an. Deci proiectul are drept scop sistematizarea centralizată a datelor privind administrarea fondului funciar în hotarele unității administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, inclusiv evidența datelor cu privire la terenuri, parametrii calitativi ai terenurilor și parametrii cantitativi ai acestor terenuri. Proiectul prevede digitalizarea proceselor de colectare a datelor și ținerea unei baze de date în formă electronică, organizarea interacțiunii eficiente și a schimbului de informații dintre autoritățile publice, colectarea și prelucrarea operativă a informațiilor privind situația cadastrului funciar la zi. Aprobarea proiectului menționat va contribui la evidența terenurilor după categorii și modul de folosință, care în rezultat va servi o sursă de informații la zi pentru autoritățile publice centrale și cele locale, inclusiv pentru deținătorii de terenuri, privind deci parametrii cantitativi și calitativi a acestor terenuri. În acest sens, rog susținerea proiectului respectiv. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Vă rog să continuați, domnul Șerban. La fel, într-o implementare a prevederilor codului funciar, venim cu solicitarea de aprobare a unui proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea regulamentului deținere și transmitere în arendă a terenurilor cu destinație agricolă proprietate privată de către autoritățile administrației publice locale. Cu toții cunoaștem problematica terenurilor care nu sunt lucrate și sunt întreținute într-o stare fitosanitară nesatisfăcătoare, creând astfel focare de boli dăunători și diminuând producția
agenților economici care sunt în vecinătate cu prelucrarea terenurilor. Scopul proiectului este de a disciplina proprietarii, deținătorii de terenuri agricole pentru a combate și preveni răspândirea organismelor dăunătoare care duc la pierderea recoltelor fermierilor cu terenuri adiacente și poluarea resurselor de sol. Astfel au fost reglementate soluții juridice, ca în cazul în care terenurile cu destinație agricolă nu sunt întreținute, cum spuneam, mai mult de 2 ani succesiv, deci autoritatea publică locală să poată administra terenul, să poată da posibilitatea de a gestiona acest teren de către producătorii care sunt mult mai conștienți și ar putea să combată aceste focare, obținând și producție. Plus la aceasta, deci o problemă foarte mare este cu terenurile gestionate și neintabulate, obținând producție și neavând posibilitatea producătorii să declare aceste producții, deoarece ele provin de pe niște terenuri care ei nu pot să arate deținerea legală a acestora. În context, proprietarul terenului va fi somat în scris pentru a lua măsuri necesare pentru folosirea terenului. În caz contrar, autoritatea publică locală va decide transmiterea acestuia printr-o decizie a Consiliului Local și o va da în arendă prin licitație sau nemijlocit agentului economic care se află în imediata apropiere a acestei suprafețe. Principalele prevederi a proiectului sunt stabilirea procedurii de constatare privind întreținerea terenurilor agricole în stare fitosanitară necorespunzătoare, o comisie formată din Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Autoritatea Publică Locală, și o altă prevedere ar fi că stabilește procedura de transmitere în arendă, prin negocieri directe sau licitație, cum spuneam mai înainte, a acestor terenuri. Aprobarea proiectului menționat va contribui la încurajarea deținătorilor de terenuri pentru a întreține terenurile în stare fitosanitară corespunzătoare și pentru a crea o exploatație agricolă ce ar da posibilitatea de aplicare a tehnologiilor performante și de a urmări pragurile de rentabilitate posibile de pe aceste terenuri, prin consolidare eficientă a acestora. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului respectiv. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Rog. Așa. Mai departe. Domnul ministru Ifroz, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi. Cu regret observăm că ultima perioadă fenomenele naturale extreme afectează întreaga lume, inclusiv și Republica Moldova. Conștientizăm că nu le putem evita, dar putem fi mai pregătiți să le gestionăm eficient și să minimalizăm consecințele lor. În acest sens, Guvernul își propune să dezvolte capacitatea de evaluare și gestionare a pericolelor naturale, să creeze un sistem de avertizare prin telefoane mobile și să modernizeze serviciul hidrometeorologic. Aceste inițiative vor fi realizate printr-un acord de împrumut de 37,4 milioane de euro cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în condiții deosebit de avantajoase, cu o perioadă de grație de 5 ani. Proiectul va permite pregătirea instituțiilor pentru monitorizarea continuă și evaluarea riscurilor privind potențiale situații excepționale, fie naturale sau provocate. Dezvoltarea sistemului național de avertizare timpurie a cetățenilor și a instituțiilor de profil. Asigurarea răspunsului rapid la situații de urgență și instituirea de noi reglementări pentru reducerea riscurilor la nivelul infrastructurii critice. Aceste condiții vor asigura un grad înalt de protecție a cetățenilor și a bunurilor acestora în fața situațiilor de urgență. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru, rog să continuați. Stimați colegi, Guvernul continuă crearea condițiilor de viață mai bune pentru cetățeni și acordarea sprijinului necesar instituțiilor și populației urmare a situațiilor excepționale cu caracter devastator. În această ordine de idei prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. În context, este de menționat că situațiile excepționale din lunile iunie și iulie a anului curent, caracterizate prin temperaturi extreme și schimbare spontane a vremii, a cauzat mai multe pagube materiale. Astfel, ulterior deciziilor luate în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, s-a decis alocarea din fondul de intervenție a Guvernului a mijloacelor financiare în sumă de 11.244.000 lei pentru restabilirea acoperișului gimnaziului din localitatea Costești, Traionul Ialoveni,
restabilirea acoperișului, mai multor construcții care aparțin centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități din municipiul Orhei, restabilirea drumurilor locale și a infrastructurii rutiere din localitățile Bălășești, Pepeni, Prepelița, raionul Sângerei și satul Vertiujeni, raionul Florești. La fel, relocarea definitivă a familiei care locuiește în casă din strada Aurel David, municipiul Ungheni, dat în exploatare în 1971, situată pe o pantă ușor înclinată și care este supusă natural proceselor geologice periculoase, cum sunt alunecările de teren. Prin urmare, scopul prezentului proiect constă în restabilirea infrastructurii în localitățile menționate, asigurarea securității persoanelor cu dizabilități, precum și revenirea la mersul cotidian al vieții populației în localitățile afectate. Reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Parlecov, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenție dumneavoastră un proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificare regulamentului privind prestarea și achitarea serviciilor comunale și necomunale. Este vorba de faptul de acel regulament prin care stabilesc modalitatea de repartizare a căldurii în blocuri și facturării acestea, acolo unde nu există distribuție pe orizontală și posibilitatea de conturizare individuală a consumului. Modificările pe care le aducem vizează câteva elemente. Pe de o parte, noi redăm cumva o normalitate acestui proces, pentru că la moment această a fost o metodologie, acum trece în categorie de norme de repartizare, s-a făcut cumva în responsabilitatea guvernului, guvernul să repartizeze căldura la nivel de fiecare bloc, ceea ce nu este o normalitate. Există gestionarii fondului locativ care trebuie să aibă această responsabilitate, există autoritățile locale care conform legii au atribuții în acest domeniu și normele intră în vigoare și vor intra în vigoare și vor fi utilizate pentru repartizarea căldurii numai dacă nu vor fi careva date sau dacă nu vor prezenta modalitatea proprie de repartizare gestionarii fondului locativ sau autoritățile publice locale. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, având în vedere experiența și statistica care am acumulat-o în aplicarea acestei metodologii în anii precedenți, noi am făcut niște rectificări referitoare la cazuri individuale. Apartamentele care și-au făcut izolare individuală, deci anumite, spunem așa, ajustări bazate pe statisticile inclusiv care din blocurile unde există repartizarea pe orizontală a căldurii și am potrivit locurile de uz comun un pic. De asta, în esență, noi încercăm prin niște norme să substituim un proces normal de spunem, măsurare a căldurii la fiecare bloc, dar nu putem să o facem mai bine decât și nu cunoaștem fiecare bloc și fiecare caz particular mai bine decât gestionarii fondului locativ și autoritățile locale. Astea sunt esența modificării acestor modificărilor propuse. Rog susținerea dumneavoastră. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul Parlecov, rog să continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul de hotărâre pentru aprobarea reglementărilor tehnice privind la etichetarea pneurilor. În esență, este vorba de faptul că pneurile pentru automobile sunt, pentru transport în general, sunt au și anumite categorii sau au un anumit impact la consumul de combustibil. Respectiv, este atunci când un consumator cumpără anumite pneuri, el trebuie să înțeleagă pe cât pneurile astea sunt de performante din perspectiva consumului de combustibil. Și această etichetare a energetică, eficiență energetice a pneurilor, noi o preluăm din Uniunea Europeană, atunci când aceste pneuri vor fi plasate pe piață, fiecare vânzător va trebui să informeze consumatorul, să marcheze aceste pneuri din perspectiva impactului asupra consumului de combustibil și consumatorul trebuie să fie mai bine informat atunci când procură anumite aceste bunuri, aceste pneuri. Asta este esența regulamentului propus. Rog să susținem, stimați colegi.
Împotrivă, abțineri, nu sunt. Preluăm acele reglementări care ne ajută să îmbunătățim calitatea produselor și serviciilor pentru cetățenii noștri. În continuare, doamna ministra Nemerencu, vă rog. Domnule prim-ministru, colegi, propunem pentru aprobare Cabinetului de Ministri cadrul de funcționare a sistemului informațional Transplant, care vine prin soluții digitale să îmbunătățească calitatea și transparența activităților în domeniul transplantului. Sistemul este destinat prestatorilor de servicii medicale și băncilor de țesuturi și sau de celule autorizate pentru desfășurarea activităților de donare, prelevare și transplant de organe, țesuturi sau celule umane. Aceasta este integrabil în structura întregului registru medical și este interoperabil cu alte sisteme informaționale. Urmare a instituirii acestui sistem va fi asigurat, în primul rând, evidența fișierilor medicale a donatorilor și primitorilor de organe, țesuturi și celule umane. Vor fi create registre pentru donatori și primitorii de organe, țesuturi și celule umane. Va fi creat un modul de biovigilență care va duce evidența la toate evenimentele și reacțiile adverse, grave, care pot influența calitatea și siguranța organelor, a țesuturilor și celulelor umane și, desigur, va putea fi efectuată raportarea și investigarea lor și, de asemenea, un modul de statistici. Proiectul este elaborat în vederea executării a mai multor documente ale Guvernului și Ministerului Sănătății și, în temeiul celor expuse, vă rog să aprobăm proiectul de hotărâre de guvern cu privire la instituirea sistemului informațional transplant. Mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul director Cojuhari, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, vă propun atenția dumneavoastră proiectul de hotărâre de guvern cu privire la transmiterea unor bunuri imobile din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Agenției Proprietății Publice. Proiectul hotărârii de guvern a fost elaborat în temeiul legii privind administrarea și edititizarea proprietății publice. Scopul acestui proiect este asigurarea unui management eficient al bunurilor proprietate de stat. Proiectul prevede transmiterea cu titlul gratuit din administrarea Ministerului Sănătății, gestiunea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în administrarea Agenției Proprietății Publice, a 5 bunuri imobile, proprietate publică a statului, amplasate în municipiul Chișinău, strada Plaiului 17. Starea bunurilor la moment este precară și nu sunt utilizate în procesul tehnologic al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. A fost analizată posibilitatea transmiterii către alte autorități, ele nu pot fi utilizate în alte scopuri, de aceea vor fi transmise în gestiune către întreprindere de stat, Direcția pentru Exploatarea Imobilor, în sensul valorificării acestor prin darea înlocațiunii și îmbunătățirii stării acestor bunuri. Proiectul de hotărâri de guvern nu necesită cheltuieli din buget, rog susținerea acestea. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul secretar de stat Țurcan, vă rog. Da. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, Guvernul continuă să-și îndeplinească angajamentele prin Programul Național de Dezvoltare Locală Satului European și să dezvolte localitățile noastre. Proiectul de astăzi vine să completeze lista inițiativelor și propune modificarea documentului unic de program pentru perioada 2022-2024, cu includerea a 100 de noi proiecte de dezvoltare locală, cu o valoare totală de peste 73 de milioane de lei. Dintre aceștia, circa 1 milion de lei va constitui contribuția aplicanților, iar restul din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală sau din alte surse externe. Proiectele vizează 3 domenii prioritare: elaborarea planurilor urbanistice generale în 72 de localități pentru a asigura o dezvoltare urbanistică modernă și sustenabilă, construcție, renovarea și reabilitarea grădiniților și creșelor publice în 17 localități, cu scopul de a extinde serviciile de îngrijire timpurie. De noile creșe vor beneficia peste 400 de copii și peste 100 de angajați ai grădiniților și sprijinirea autorităților publice locale în cofinanțarea a 11 proiecte finanțate din surse externe, permițând astfel realizarea unor investiții importante în infrastructura socială și tehnică. Aceste măsuri vor îmbunătăți viața a peste 532 de cetățeni și vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a localităților noastre. Reieșind din cele expuse, rugăm susținerea proiectului.
Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Guvernul continuă să construiască infrastructura socială. Domnul ministru Năsată, vă rog. Stimați membri ai guvernului, propun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern care prevede transmiterea în proprietatea unității administrativ-teritoriale lungă a unui lot de teren și construcții amplasate pe acesta. Ca urmare a adresării primăriei satului Lungă, s-a decis transmiterea terenului și a bunurilor imobile în proprietatea unității administrativ-teritoriale Lungă pentru utilizarea acestora în interesul localității, în calitate de obiective sociale și locative, dat fiind faptul că acestea actualmente nu mai sunt utilizate de către Ministerul Apărării conform destinației directe. Proiectul menționat a fost elaborat în scopul utilizării eficiente a resurselor Ministerului Apărării, precum și în interesul locuitorilor satului Lungă. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Am discutat acest subiect și această solicitare cu localnicii din Lungă și cu administrația publică locală și atât mă bucur că am găsit această soluție. Așa, domnul vicepremier Alaiba, vă rog. Mulțumesc, domnule prim-ministru, stimați colegi, continuăm să construim o economie puternică bazată pe investiții și exporturi. Un pas esențial este anume crearea de parteneriate durabile care să contribuie la dezvoltarea țării noastre. Vă prezint acest proiect de hotărâre pentru aprobarea semnării acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Coreea privind cooperarea economică. Prin acest acord ne angajăm să consolidăm relațiile economice cu Coreea de Sud, o țară recunoscută la nivel global ca un model de inovație și dezvoltare. Acest acord urmează să fie semnat la Seul de către ambasadorul Republicii Moldova în Republica Coreea și cu reședința la Tokyo, domnul Dumitru Socolan, în cadrul unei vizite programate în luna octombrie curent. Oportunitățile aici sunt imense, atât în ceea ce ține de investiții, cât și de impulsionarea comerțului cu această țară, o potențial mare piață de desfacere pentru produsele noastre. Rog susținerea. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Guvernul construiește relații cu toate țările prietene cu care avem posibilitate să dezvoltăm oportunități de dezvoltare economică și socială și să atragem investiții în Republica Moldova. Domnul director Jucov, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați membri a Guvernului, vă prezint atenției dumneavoastră spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Apel pentru soluționarea cauzelor cu privire la încălcarea reglementărilor antidoping, elaborat în temeiul legii 24-23 pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport. Scopul proiectului hotărârii Guvernului propus este crearea unui mecanism național independent funcțional de apel care soluționează apelurile formulate împotriva deciziilor cu privire la încălcarea reglementărilor antidoping emise de Comisia de Audiere. Mai mult ca atât, proiectul hotărârii Guvernului reglementează modul de organizare și funcționare a Comisiei de Apel cu respectarea principiului independenței instituționale conform standardului internațional pentru gestionarea rezultatelor a Agenției Mondiale Antidoping. În contextul celor menționate mai sus, rog susținerea proiectului hotărârii. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Vă mulțumesc. Doamna Velișco, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii ai Cabinetului de Ministri, propun atenție proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului cu privire la planurile comanda de stat de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2024-2025. Proiectul de modificare a hotărârii menționate a fost condiționat de necesitatea ajustării comenzii de stat, urmarea monitorizării admiterii în instituțiile de învățământ superior, dar și în rezultatul investițiilor a peste 500 de milioane de lei în instituțiile de învățământ superior publice, în special pentru infrastructura universitară, noi laboratoare de cercetare, noi aule dotate, renovarea căminilor studențești, modernizare de programe de studii, precum și implementarea de noi programe de studii în învățământul superior. Proiectul prevede redirecționarea 71 de locuri bugetare pentru programele de licență către domeniile jurnalism și informare, arte, se are în vedere profesiile viitorului, tehnologii ale informațiilor și comunicațiilor și științele sportului.
La fel, proiectul prevede redirecționarea 25 de locuri bugetare pentru programele de master către domeniile științe ale educației și arte. Transferul locurilor bugetare către domeniul științe ale educației este esențial pentru a asigura formarea unor cadre didactice competente și inovatoare, capabile să motiveze și să dezvolte potențialul fiecărui elev în parte. Iar pentru onorarea obligațiunilor Republicii Moldova în cadrul contractelor bilaterale încheiate cu diferite state, se propune redirecționarea unui număr de locuri bugetare pentru studenții străini, în total 20 de locuri. În contextul celor expuse, solicit aprobarea proiectului de hotărâre de guvern. Vă rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Vă rog să continuați, doamna Veliscu. Stimați membri ai Guvernului, propun atenției proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea planului de admitere la studii superioare de doctorat ciclu 3 cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2024-2025. Un număr de 232 de granturi pentru studiile superioare de doctorat științific și profesional, inclusiv 224 pentru doctoratul științific, urmează să fie finanțate de la bugetul de stat în acest an academic. Granturile doctorale vor fi acordate pentru cele 6 domenii de studii prevăzute de nomenclatorul specialităților științifice, precum științele naturii 29 de granturi, științe inginerești și tehnologii 11, științe medicale 70, științe agricole 7, științe sociale și economice 73, științe umaniste 38. De asemenea, planul de admitere la studii superioare de doctorat prevede 4 locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru cetățenii străini, în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Acordarea granturilor doctorale se realizează în baza unei competiții de proiecte științifice între școlile doctorale ale instituțiilor de învățământ superior. Grantul doctoral include bursa individuală și costurile pentru programul de studii avansate și pentru programul de cercetare sau creație artistică. În contextul celor expuse, solicit aprobarea proiectului de hotărâre de guvern. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul ministru Nemerenco, vă rog. Domnule prim-ministru, colegi, prezentăm proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea metodologiei de calculare a taxelor pentru serviciile de evaluare și acreditare în sănătate prestate de către Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate. Metodologia dată reglementează structura și modul de calculare a taxelor pentru serviciile de evaluare și acreditare și elaborarea acestui proiect rezultă din modificările pe care le-am efectuat la legea 552 din 2001, privind evaluarea și acreditarea în sănătate. De asemenea, proiectul vizat vine să soluționeze lacunile care au existat, deoarece metodologia anterioară a fost abrogată în anul 2018, de asemenea se aplicau diferite taxe diferitor prestatori de servicii. Acum, calcularea taxelor este unificată, ea nu depinde de statutul prestatorului, ci doar de capacitatea și necesitatea lor, deoarece sunt prestatori mici, sunt prestatori mari, astfel plățile trebuie să fie diferite și să depindă de capacitate. În temeie celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Rog să susținem, stimați colegi, împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul vicepremier Alaiba, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vă propun spre aprobare un proiect important pentru dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova și, desigur, pentru atragerea de noi investiții. Este vorba despre continuarea programului bilateral Moldo-German, care vine în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii din țara noastră. Acest program oferă antreprenorilor din Republica Moldova o ocazie de a-și dezvolta competențe manageriale, ceea ce le permite să-și modernizeze afacerile, să-și crească exporturile și să aducă noi investiții în țară. Mai exact, antreprenorii noștri vor beneficia de sesiuni practice, vizite la companii din Germania și oportunități de colaborare cu ele, de identificare de noi parteneriate. Asta și fiind scopul acestui program, care până în ziua de astăzi a avut peste 426 de manageri de companii din Republica Moldova ca și beneficiari, peste 60 din diferite sectoare, apropo agricultură, industrie, servicii și așa mai departe, peste 60% din aceștia au reușit să încheie colaborări, parteneriate sau să aducă investiții din Germania. Este un program care este implementat împreună cu Camera de Comerț și Industrie. Rog susținerea. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul Harea, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri Guvernului, salutăm această intenție de a continua acest program care, pe parcursul ultimilor
15 ani de zile a permis tinerilor manageri din Republica Moldova să preia experiența în cadrul companiilor germane. Este un fel de învățământ dual cu partea teoretică aici în Republica Moldova, când vin experți din Germania și ne vorbesc partea teoretică, iar în cadrul companiilor, pe parcursul unei luni de zile, preiau experiența tinerii manageri din Republica Moldova. Drept a menționat domnul viceprim-ministru Alaiba, ei sunt din diferite ramuri a economiei naționale, agricultură, industrie, servicii și este foarte important, conform monitorizării noastre, că datorită acestor cooperări, 60% din ei deja stabilesc cooperări, inclusiv și aduc investiții în Republica Moldova. Cred că acest program trebuie de susținut. Noi împreună cu Ministerul am discutat, deja avem astfel de intenții și cu partea română și cu partea austriacă. Mulțumim pentru susținerea guvernului german, pentru că cheltuielile sunt destul de esențiale. Ar fi bine și noi să venim cu suportul necesar pentru companii din țara noastră. Vă mulțumim pentru susținere. Vă rog să susținem. A, la noi deja am susținut. Acum, doamna Belovus, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul hotărârii Guvernului pentru abrogarea hotărârii Guvernului numărul 167 din 2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comitetului de Supraveghere Auditului. Hotărârea nominalizată se abrogă deoarece aprobarea componenței nominale a Comisiei se adoptă prin dispoziția Guvernului. Concomitent, cu aprobarea proiectului hotărârii, se va aproba proiectul dispoziției cu privire la componența nominală a Comitetului de Supraveghere a activității de audit. Rog susținerea proiectului. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Rog să continuați, doamna ministră. Stimați colegi, vă prezint proiectul dispoziției Guvernului cu privire la aprobarea componenței nominale a Comitetului de Supraveghere a Auditului. Prin proiectul dispoziției se substituie un membru al Comitetului desemnat de către Ministerul Finanțelor și un membru desemnat de către Banca Națională a Moldovei până la finalizarea mandatului Comitetului de 3 ani. Rog susținerea dispoziției. Rog să susținem. Împotrivă. Abțineri nu sunt și vă rog să continuați. Stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul de hotărâre pentru redistribuirea și repartizarea unor alocații aprobate în legea bugetului de stat pentru anul 2024. Proiectul prevede repartizarea alocațiilor în sumă de 89,5 milioane lei către unele autorități publice centrale pentru achitarea salariilor și obligațiilor aferente și redistribuirea alocațiilor în sumă de 10,5 milioane lei între subprogramele unor autorități publice centrale pentru achitarea salariilor și pentru asigurarea construcției și reparației blocurilor sanitare din instituțiile de învățământ. Rog susținerea proiectului. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Vă mulțumesc.